Înainte să veniți în România, ce știați despre țara noastră? Nu știu nimic, absolut nimic. Numai că limba ei e română. Unchiul dumneavoastră de ce era aici? Când a ajuns aici, era de mult timp în România? Da, are foarte mult. El a venit la studii inițial și s-a stabilit aici? Da. Care este povestea lui? Da, a venit să facă farmacie. 1985. Ceva șocat pe dumneavoastră când ați ajuns în România? Se vedeți pe stradă oamenii care au Bentley și oamenii care nu găsească nici o bucată de pâine. Săracie? Ok. În toate țarele sunt la fel, dar nu e o parte nu găsească nimic și o parte care au full. Ce vă spun părinții noastre care acum sunt în Siria? Ce vești vă dau? Nu pot să zic numai Doamne ajută. Nu pot să fac nimic. Ok. În situația actuală, România ar trebui să primească în jur de 6.000 de refugiați sirieni din Afganistan și așa mai departe. Ce părere aveți dumneavoastră despre asta? Credeți că oamenii care provin din aceeași cultură ca și dumneavoastră se vor putea integra în societatea românească? Credeți că românii vor avea vreo problemă, îi vor respinge în vreun fel? De ce vineau la România? Că am spus înainte că sunt oamenii... Eu vorbesc despre mine, că am încercat fiecare zi, caut fiecare zi, dar putea să meargă la altă țară care e mai bogată. Deci noastră nu ați vrea ca refugiații să vină în România? Da. N-are ce să face. Pentru că nu au ce să facă, nu își pot găsi un loc de muncă. Nu? Da. Cum? Și credeți că ar fi mai bine să rămână în Siria? Da. Oricum, dacă nu se ajunge aici, cum? Cum se ajunge? Prin mare? Dacă nu se moară în Siria, se moară prin mare. Dacă e obligat ca să pleacă din Germania până la România, să fugă înapoi la Germania, că nu se găsească nimic aici. Ce să facă? Ce să facă? Ok, dacă n-a vrut România, hai, de ce? Că putea să pleacă direct din, să poate din Bulgaria la România. Dacă vrea România. Dar a vrut numai Germania. De ce? A vrut așa. Poate are prieteni acolo. Cei care vor veni totuși din toți acei 6.000 se pot adapta? Unii în România? Unele se poate și unii nu. Nu sunt sigur. Poate. Poate. Dar ce înseamnă statutul de refugiat? Am dreptul să stau aici, numai să stau. Pot să muncesc, am voie să muncesc, dar nu găsesc. Unde să mă duc? La Dragon? Oricum, la Dragon, salariile sunt mici. Și dacă mă duc la altcineva, la fel, să fie mai mult cu 200 de lei. E, la fel. Și cum trăiți acum? Din ce vă întrețineți? De la meditațiile. Deci este singura sursă de venit. Da. Câștigați mai mult sau mai puțin decât în Siria? Mai puțin. Mai puțin. Foarte puțin. Deci vă gândiți să vă întoarceți clar înapoi? Da. Plec la altă țară. Nu la Siria. Care ar fi următoarea țară la care vă gândiți? Suedia. Da. Ce credeți că o să simtă sirienii care vor veni, vor fi obligați să vină în România? Când vor vedea ce e aici? Să pleacă înapoi. Înapoi unde? La altă țară care au obligat ca să vină la România. În Germania. În Germania sau în Ungaria. Dar haideți spuneți-ne dumneavoastră, România în momentul ăsta ce trebuie să facă? Aha. Ca să poată să devină un stat primitor
care să-i dea toate drepturile refugiatului. Dumneavoastră, ce simțiți că vă lipsește în momentul ăsta în România? Ce punctual? De ce ați avea nevoie ca să... Încredere. Încredere de la cine? De la oamenii care au bani.